Slăvit să fie Domnul! Amin. Mulțumim Domnului Iisus că din nou putem să venim în libertate, cu pace, în locul acesta ne închinăm cu frică și cu temere înaintea lui Dumnezeu. Poate într-o zi o să prețuim unii care nu prețuiesc harul lui Dumnezeu, libertatea care o avem acum. De multe ori vine nepăsarea, de ce să mă duc joi la adunare, predică fratele bufică, așa zis bufică Constantin, văd pe frații bătrâni și nu știu mai pe cine. Vine de asemenea obiștind, tot așa vine ispiritor, după ce se duci, vin 10 sau 20, după ce să merg la rugăciune, cine este acolo? Dar va veni vremea când mă prețui, dacă mă prețui, dar să nu fii prea târziu. Dumnezeu să ne dea un cuget curat, cu minte treasă în primul cu acestea, să veghem. Cum a spus Domnul Iisus, fiți trești și vegheați, ca să nu cădem în ispită. De multe ori nu este mai ușor să mergem la iarbă verde, de multe ori nu este mai ușor să mergem să ne plimbăm pe stradă, pe bulevard, în parc, când știm, la ora 6 începe slujba în casa Domnului joia, la ora 6 începe rugăciunea vinerea. Doamne, ajută-ne să fim trești cu toți. Să prețim. Frații mei, dacă nu stăm acum când o ducem bine, eu spun că o ducem foarte bine. Sunt oameni care nu au pita pe masă. Sunt oameni care nu au unde dormi. Sunt oameni care așteaptă din clipă în clipă să plece din viața aceasta. Și noi de atâta bine uităm de Dumnezeu. Ne aducem aminte de multe ori că trebuie să mai postim o dată pe lună. Ne aducem de multe ori aminte că trebuie să mai facem o slujbă în casa Domnului. Hai să mai cânt și eu că n-am mai cântat nu știu de când. Ne aducem aminte de când în când de Dumnezeu. Zicea un frate că este greșit să cerem Doamne, să cerem Domnul să fie prezent aici. Și fratele spunea așa, dar până acum cu cine ai fost? Nu cu Domnul ai fost, nu cu Domnul ai venit. Toată săptămâna cu cine ai umblat? De-l chema pe Domnul duminica la laudă și închinare. Să te asculte rugăciunea și după aia, Doamne, cu treburile mele, Tu cu treburile Tale. Dumnezeu nu vrea așa. Cei ce sunt al lui Dumnezeu sunt călăuzi de Duhul Sfânt. În fiecare clipă, în fiecare moment, în fiecare noapte, în fiecare dimineață, să trezesc și spun preamării să fii Tu, Doamne, căci ochii mei de carne și în această zi văd lumina zilei de astăzi. Doamne, îți mulțumesc că și în această zi sunt sănătos, pot umbla pe picioarele mele. Dumnezeu să ne binecuvânteze, frații mei, să prețuim. Noi de multe ori așa ne îngreunăm viața, noi nu suntem în stare să ne păstrăm în ziua aceasta. Vedeți, dacă Dumnezeu ne binecuvintează și ne ține cu viață, nu putem face absolut nimic. Dar noi privim în viitor. Peste un an, peste 2, peste 5 ani, oare peste 20 de ani, cum o să arăt? Oare peste 20 de ani o să mai fiu la casa mea? Oare copiii mei mă părăsesc? Ne privim viitorul, fără să ne dăm seama că greșim și de aia ne îngrijorăm. Ne strângem îngrijorarea inima noastră în loc să spune Domnul va purta de grijă. Dumnezeu ne va lăsa. Dumnezeu să ne trezească, frații mei. Este vremea de pe urmă. Cei mai mulți se depărteze Dumnezeu, dragostea se răcește și vedem cu ochii de carne. Nu pot să spun, Doamne, ce mult te iubesc și pe fratele meu să nu-l iubesc în ochi, să-l urăsc, să mă împocă ta diclănie. Suntem niște oameni mincinoși. Doamne, ajută-ne să fim cu adevărat pe voia Ta. Amin. Titul predicii prin Harul Dumnezeu a numit în această seară să ne păstrăm curați. Este vremea să ne păstrăm curați, frații mei. Dacă bine am făcut și ne-am curățit odată, ne-am mărturisit înaintea Dumnezeu, ne eliberează la păcatele și apoi noi suntem curați și trebuie să ne păstrăm curați. Dacă în această seară nu mai ești curat, dacă este vreo pată, Iisus Hristos are puterea să te ridice, să te curățească, să te libereze, să spună din nou, eu te iubesc, eu sunt cu tine. De multe ori am privit ceea ce Dumnezeu m-a binecuvântat. Întotdeauna Dumnezeu că m-a binecuvântat și mi-a spus Dumnezeu și cred că la majoritatea lui Dumnezeu mi-a spus, te voi binecuvânta și voi lucra în viața ta. Dar Dumnezeu a spus o condiție. La unii mai multe condiții. Da, dacă vei face așa,
Nu sunt spre merite, încă n-am niciun merit. Dar privind în urmă, am primit binecuvântarea Lui Dumnezeu din spate și din apoi am zis, Doamne, cât minunat este numele Tău. Mă pot bucura de binecuvântările Tale. Și apoi privesc la mine. Ce sunt eu? Să merit asemenea lucruri. Nu merit nimic. Și mulțumesc Domnului că nu merit. Și mulțumesc Domnului că nu voi uita niciodată. Și dragostea Lui ne binecuvântează pe toți. Dacă crede cineva care nu merită, se înșală. Exact cum a fost descoperirea. Mulți vor fi invidioși. Frații noi, trebuie să ne bucurăm că Dumnezeu ridică oameni. Oameni care să ne binecuvinteze și pe plan social, financiar și mai ales pe plan spiritual. Să ne putem bucura. Când se ridică oameni care să poartă poverile poporului. Noi de multe ori căutăm alte lucruri și mai puțin căutăm voia Dumnezeu. Așa de mult m-aș bucura și mă bucur că Dumnezeu lucrează. Andrei, Domnul să ne binecuvânteze. Mă bucur foarte mult să vă rugați pentru El. Și frații care sunt să nu fiți invidioși. Să ne bucurăm că Dumnezeu ridică tine. Dumnezeu a vorbit și Dumnezeu va face lucrul acesta. Știți de ce? Că biserica nu este a mea, nu este a lui fratele tine și este a lui Iisus Hristos, Domnul. Slăviți să fie Domnul. Și Iisus este capul bisericii și le-a spus, eu voi purta bisericii mele, pentru că eu am murit pentru ea și eu am răscumpărat-o cu mâinile mele. Prin sângele Domnului Iisus Hristos, slăviți să fie Domnul. Slăviți să fie Împăratul nostru. Amin. Ca să ne păstrăm curat în fiecare zi, în fiecare clipă. În umblarea noastră prin lumea aceasta, de multe ori am stat și m-am gândit așa, mergând cu soția mea la drumul lungi și soția mea stă de vorbă cu mine și eu eram cu gândul în altă parte. Soția mea observa că nu se atent la ea. Și spune, tine nu bagi în seamă. Ba da, dar ce zici? Singurul de gol că nu eram. Exact cine așa face. Suntem pe calea Domnului, Dumnezeu ne vorbește și noi suntem cu gândurile nu știu unde. Și spui, Doamne, Tu mi-ai vorbit și mi-ai zis. Da, dar Tu nu mi-ai ascultat. Știți că mulți dintre noi ascultă pe Dumnezeu și nu face voia lui Dumnezeu. Este de mare preț când asculte Dumnezeu și faci voia Lui. În Epistola lui Iacov spune, nu fiți niște oameni care să asculte și după aia uită. Cum a fost la biserică? A fost cel mai fain. De ce? Am cântat eu. Sau am predicat eu. Sau cum am rugat un soga mine. Nu. Doamne, ajută-ne să avem urechi de auzit și o inimă de împlinit. O inimă de împlinit, frații mei. La unii se opresc mai la urechi, la uz. Și atunci când pui în inima ta, te doare de starea ta. Te doare de păcatul tău. David asta nepăsător de păcatul lui. Și o zis, mă doare de păcatul meu. Îl mărturisesc. De multe ori vin la mărturisire și face mărturisiri și împovărăm și pe frații care slujitor și spune păcate că a făcut și după aia te scuturi pe haină ca și cum și din nou mergi mândru, îngâfat și vezi de viața ta. Dar Dumnezeu spune, este o scârbă rugăciunea celui nelegiuit. Dar atunci când te mărturisești noi Dumnezeu și spui, Doamne, mă doare de păcatul meu. Te mărturisești la noi și te lași de El. Și Dumnezeu privește cu plăcere. Așa spune în Proverbe. Cine se mărturisește și se lasă de ele, acela capătă îndurarea Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem și să împlicăm. În primul rând, să fim plăcuți Domnului. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4, vedem cu ochii de carne, căci libertatea a pătruns în biserici. Nu pot spune că înainte era mai bine când erau frații noștri că treau mai mult după lege. Spune dacă nu ești uns în cap zero, nu ești smerit. Sau dacă nu umbli cu tine și în picioare. Așa era obiceiul înainte. Dar înainte se avea frica de Dumnezeu, așa cum erau frații înainte, se simțea fiorul Duhului Sfânt. Și de ce? Pentru că oamenii trăiau și căutați să fie plăcuți înaintea Dumnezeu. Așa e care nu avea multă carte. Noi avem Harul Dumnezeu care și la televizor, și pe net,
și pe stadion auzim predici și predici și predici, învățături sănătoase și noi tot acolo cu lapte, copii, tot cu lapte, avem 10-a, 20-a pe calea Domnului și tot cu lapte. Pavel spune, spre rușinea vreau să spun că de mult trebuia să fiți învățători. Auziți? Învățători. Noi atunci când auzim cuvântul Dumnezeu, trebuie să căutăm să fim plăcuți lui Dumnezeu. Să spunem, Doamne, ce se face ție de la mine? Da, tu până acum ai fost un om clevititor. Tu trebuie să fii un om mulțumitor. Până acum ai fost un om bârfitor, bârfeai. Dar acum încolo trebuie să fii un om care să mărturisești cuvântul meu. Să mă mărturisești pe mine înaintea oamenilor. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să vedem ce vrea să spună Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 1 jos. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa să faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Deci noi trebuie să sporim. Am auzit pe radio creștin Speranța, frații adventiști, au pus întrebarea cineva din afară, acolo emisiune și întreba că cine, care religie este cea mai apropiată de Biblie, de Dumnezeu, credința adevărată. Și bineînțeles că adventiști spunea că noi suntem. Noi considerăm că noi suntem. Eu consider că penticostalii sunt mai apropiați. Dacă întreb ortodoxii, de asemenea, noi suntem cei mai apropiați de Împărăția Dumnezeu. Noi suntem cei mai buni. Când ne numim creștini drepți, ortodox înseamnă drept creștini. Toți. Dar vreau să vă spun un lucru. Nu contează că ești penticostal, adventist. Unii poate cred că dacă mâncă carne de porc, îți mai sfinți. Sau noi dacă vorbim în limbi, suntem mai sfinți ca ei. Dar auzi ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Voia Dumnezeu este sfințirea voastră. Auziți? Voia Dumnezeu să fii penticostal. Voia Dumnezeu să fii ortodox, sau adventist, sau baptist. Nu este Domnul. Și voia Dumnezeu este sfințirea voastră. Și de ce? Pentru că Dumnezeu este Sfânt. Și Dumnezeu vrea să ne asemănăm cu El. Nu o să mă duc acolo, eu sunt penticostal, stai să-ți arăt cum vorbesc noi. Sau să vezi ce scopere eu am. Nu. Sfințirea ta să vadă. Atunci te poți asemena cu Dumnezeu, să spui că ești din Dumnezeu. Duhul este să mântuiască pe tine. Ăsta este Fiul de Dumnezeu. Ăsta este copilul Dumnezeu. Ăsta este răscumpăratul Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvinteze, frații mei. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Auziți mai departe. Cum ne putem noi păstra curați? Dumnezeu ne-a spălat în sângele Lui. Ne-a răscumpărat. Nu prin faptele noastre să zic că am făcut cu tare lucru, eu sunt sfânt. Nu e adevărat. Cum se fac multe biserici, după aia preasfințitul, patriarh, nu știu cum, mulți sfinți sunt în lumea aceasta. Nu. Odată ce ai primit pe Domnul Iisus Hristos prin credință, Iisus te-a spălat, ți-a curățat păcatele, toate păcatele, de-a lungă marea uitării. Noi de multe ne aducem aminte. Și noi care Dumnezeu ne-a iertat. Ne lăudăm. Ce păcat a făcut eu, tu nu știi cine am fost eu. Domnul să ne ierte, să ne lumineze. Dumnezeu ne spală sângele Lui, ne face, ne transformă niște oameni sfinți. Un om care a înjurat, un om care a blestemat, nu mai face lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu l-a sfințit. Dumnezeu l-a făcut un om nou. Dacă cugetul Lui, mintea Lui cugeta la lucruri nelegiuite, Dumnezeu l-a eliberat, l-a curățit din sângele Lui. L-a pus să gândească numai pozitiv. Lucruri bune. Pentru că Iisus l-a spălat și l-a plățit. Și apoi, spune Pavel, mai departe, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și în cinste. Dacă vrei să fii cinstit, trebuie să fii sfânt. Mulți au venit la de cinste, dar e sărace de ei trăiesc de străbălare, în nelegiuire, în păcat.